La Mănăstirea Românești din Comuna Tomești a fost astăzi sărbătoare, întrucât biserica veche a mănăstirii, ridicată în anul 1912, are hramul Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul. Mănăstirea de la poalele munților Poiana Ruscă a fost vizitată de pelerini din țara Făgetului și din întreg Banatul. În al preasfințitul părinte mitropolit Ioan a oficiat în foișorul de vară al mănăstirii Sfânta Liturghie. După slujbă, în cimitirul mănăstirii a fost oficiat o slujbă de pomenire pentru toți ostenitorii și ctitorii așezământului trecuți la Domnul. În anul 1910, vrednicul de pomenire episcop al Caransebeșului de atunci, Miron Elie Cristea, și iată astăzi este chiar ziua sa de naștere, 20 iulie, a venit în aceste părți și, impresionat de credința localnicilor, de evlavia lor, de frumusețea locurilor și de faptul că în pădurile acestea s-au nevoit cândva în secolele trecute sihaștrii, a hotărât să ctitorească aici o vatră monahală. Gândul episcopului de atunci, viitorul mitropolit primat și patriarh al României reîntregite, Miron Cristea, s-a împlinit în anul 1912, când aici a fost sfințit locul și s-a pus piatra de temelie pentru Sfânta Mănăstire de la izvorul Miron, de la Balta Caldă, Românești. În prezent, Mănăstirea Românești dispune de un paraclis cu hramul Izvorul Tămăduirii, un corp de chilii, bibliotecă și spații de cazare.